trecem la Tulcea, Cubacu, Birla Brăila. Am ajuns aici ca oricum Brăila până în terminal. O să fac o cafeluță și mă duc să fac check-in-ul. Este prima, nu știu cum se procedează aici și o să vă arăt și vouă dacă pot filma pe acolo. Da, mă, băiețici, am făcut aici frumos o cafeluță. Bang, aici avem fierbătorul fenomenalus. Cafeluța. Sunt pe marginea șanțului. Nu avem de unde să ne luăm cafeluță. Așa că am făcut frumos o cafeluță la cabină și după o să încep programul. Imediat ce mi-a să pauza și dau înainte să și caut birou unde să plătesc să trec cu bacul. Rămâneți acolo, băjeții. După cum ați văzut, am făcut-o și pe asta. Am trecut și cu parcul către Tulcea, de la Brăila. Am ajuns aseară ca oricum în Brăila, că nu cunoșteam nimica. Dar de fapt nu mare ce, că dacă îți dai traseu către... Eu, ca exemplu, am venit către Galați, am dat traseu către Bac. Și m-au dus Google-ul pe rută de camioane, direct. Bineînțeles, m-am uitat și după indicat orașe, dar te duce Google-ul exact la Bac, exact unde se urcă camioanele. Am mai vedea pe întoarcere cum e procedura. Prețul e destul de piperat,
Deci am plătit, gândiți-vă, semiremorcă cu 21 de tone în ziua acum. Wow! Am plătit 4 milioane să trec. Deci, gol, ci că 85 sau 75 de lei, ceva de genul, da? Dacă ești încărcat, e 15 lei pe tonă. Și nu, la sfârșit să adună ceva bani, dar din câte am înțeles, până în decembrie, băjeții, se deschide frumos pod. Va fi pod, din câte am înțeles. Și vom scăpa de trecerea asta cu bacul. Așa, se poate plăti și cu cardul. Am văzut că există POS, Mastercard, ta-na-na. Deci se poate și cu cardul, se poate și cash. Eu am avut cash, că cineva mi-a scătat cash, o plăti, știi că e numai cash, am venit pregătit. Dar de fapt pot și cu cardul și tot în regulă. Nu. Am făcut-o și pe asta, am văzut, mergem la Tulcea, dăm drum acolo mai aproape de Tulcea, la Cam, să vedem acolo pe unii duce tirul la descărcat. Și după aia, bineînțeles, să vedem pe unde vom merge, mă, băieții, mă, că am ocupat cu anul trecut, încoace să vedem, oare mergem spre Constanța sau ne întoarcem înapoi la Bac. A fost ceva mișto, am avut un pic de emoții că n-am mai fost niciodată cu Bac pe aici, sau hai să nu mint, am fost, dar cred că nu mai știu dacă de aici sau de la Galați am trecut, când eram tinerel și a fost fost în doi, cu un șofer experimentat și nu mai țineam minte nimica. Aproximativ la Măcin, am făcut stânga și așteptam să ajung la drumul european, să mă duc rachetă. Se pare că pe partea asta cam ăsta e de ce poate drumul european. Am 148 de curbe și viteza maximă 60, foarte rău, foarte îngust. Pare că aici, pe partea asta, nu sunt drumuri expres sau chestii de genul, din ce observ, am, nu știu, altă direcție, dar asta e drumul european ce vine de la drumul de tranzit de la Bac, ce va veni de la Podu, respectiv ce va fi la Brăila, înspre Tulcea. Nu știu, la Măcin în față dacă mergeam, dar ăla nu părea a fi ca și ăsta, ăla părea un pic mai secundar și 100% mai nasol, că asta, uite aici, în sfârșit, o bucată relativ mai dreaptă, dar având în vedere că am 21 de tone, nu pot să-i dau cât ține, gândiți-vă că mă intersectez cu un camion, trebuie să mă duc cu roata pe linia în dreapta ca să nu-mi frecăm oglinzile de la altul. Deja mai dai o viteză și genul ăla de drum te face așa, tata marfa o împrăștiu dacă îi dau în gură. Poate că gol merg mai bine, dar încărcat nu prea. Se pare foarte, foarte în urmă zona asta, comparativ cu restul țării, la dezvoltare, dacă o pot numi așa. Gândiți-vă să trec, am plătit, să trec cu Bacul, am plătit 4 milioane. Ăla de pe Bac mi-a cerut bani de cafea. Deci, practic, nu știu ce să zic, dar de obicei, când văd zone din astea prin țară înapoiate și mai nevoleate, e plin de corupție și de oameni cu obiceiuri de genul, și părerea mea e că dacă rămân astfel, ajung astfel de zone în, sub forma asta, oamenii își merită soarta, că din cauza lor ajung practic așa. Dacă n-ar fi corupție și ar trage toți în aceeași direcție, gândiți-vă, venind de la Cluj în direcția asta, ajungând aici, sunt un pic uimit, așa, negativ, dacă pot spune de ce văd aici. Păcat de țara noastră și e... Din păcate, sunt destul de multe zone care seamănă cu asta, cu zona asta. Am mai fost și în Vrancea, Oltenia, nu știu, și în partea aia mi se pare identic cu zona asta. Românica, Românica, te iubesc foarte mult, ne-ar place la un moment dat să fie țara la fel de frumoasă ca la Cluj. Dar nu, probabil în mulți, mulți ani de aici înainte o să fie și țara noastră mult mai frumoasă. E că oricum e frumoasă, e naturală, asta e România. Dar, nu, puțin cam
puțin spus că am involuat în multe zone. Uitați, în momentul e fața am 50 la oră. Nu pot să mă duc mai tare, că din nou urmează o curbă șerpuită între dealuri. Am zis că fac o oră de la Smârdan, de la Bac, până la Tulcea, dar cred că trec de o oră jumate în ritmul ăsta. Vreau să vă spun că mai înainte am trecut printr-o intersecție cu un spital în drumul meu dinspre Bac spre Tulcea și am întâlnit intersecție cu spital de leprozerie. Să-mi va piciorul dacă mai credeam că mai există lepră. Am auzit de lepră când eram copil la școală, dar nu mai credeam că există. Iată, mă băiez la Isacea. Nu știu ce e aici la Isacea, dar din câte bag din zamă, sunt o grămadă de camioni aici, între dealurile astea. Ah, ce prost ești. Aici trece în Ucraina, cred că. Adică nu cred că, sigur, aici merge în Ucraina. Cum e trecere în frontieră la un kilometru? Ah, deci asta însemna această coadă. Aha, da. Acolo nu vreau să mă duc. Tot aici că este ceva, cred că tot Dunăre ai. Programe aș pula în el stâlp încă, dar hăt acolo trebuie să fie mortul de stâlp. Direct în colț, pe unde taie tirul curba era stâlp. Sută, sută pe asta Dunăre să trece și pe aici la Ucraina, la Isacea. Dar ne merge mai departe către Tulcea. Și nu ne cam interesează pe noi. Am zis, mă uitam țările astea cu carnet tir și chestii de genul și zone de război. Spune Tulcea, suntem la Tulcea. Am făcut de la Bac până la Tulcea, oră 38 de condus, 70 de kilometri, cred că 80, și aproape 2 ore. Acum trecem pe lângă Aquapark Lebăda, Lebănatozaurul. Iem din tir Tulcea, în drumul nostru spre descărcare. Același drum, șerpuit și îngust, până la intrare în Tulcea. Practic mai avem încă 5,8 km, spune, și cred că vreo 2 km jumate până în primul senjator la Tulcea, cum vinim dinspre Isacea. Văd și pe aici urmele rămășițelor comuniste, urme de industrie. Nu știu cât de funcționale sunt, dar vom trăi și vom vedea. Am uiesc din satul Mineri. Aici erau mineri, cred că. Avem aici pe stânga multe berze sau lebede. Și am intrăm în Tulcea, localitate de frontieră. Extraordinar, mă, băieți, mă. Să avem două benzi pe intrare, în sfârșit. E la Isacea până aici. Nici urmă nu a fost de două benzi. Aici, bă, că avem două benzi. Băi, băiatule, mă. Ce faci, mă? Spre Tulcea, dinspre Isacea. În ce bag de zamă?
și întâlni cu un interzis. La stinga. Și mi-e că
exact pe unde să intru, spre am văzut bulevardul ăla principal și l-am dat la bat în stânga către descărcarea, bă, sigur e acolo, dar de fapt mai era un drum în stânga înainte care se numea și centură de camioane. Hai pustie, bă, pe aici, bă. Nu pe circulă pe aici să lucre camioanele. Slăbuț, slăbuț. Care va sta după kiloț pe centură. Societăților e... Cred că era aici ceva. Inginier. Continuă pe strada Ivanov Dumitru încă 800 de metri. Bun, noi ne așteptăm de societăți, că noi aici venim la societăți. Dar nu știu ce interzis era ăla, că era interzis de a aplica numerele. Bojeții, am gătat de descărcat. Acum mă chinui să ies înapoi după centură. Să dau înapoi în drumul de mers înapoi către Bac sau nu știu, poate că mă întorc pe Hârșova. Înapoi am primit încărcare pentru Transilvania Back. Și dăm să pută tobele. Să mai să încărcăm. Și cam ăsta a fost vlogulețul de azi stăzi. Cum ar spune țiganul, avelo bahtalo.